Zelenski râde de Putin, rușii sunt furnizorul Ucrainei de arme, pentru că le pierd în lupte. Președintele ucrainean Volodymyr Zelenski a luat în râs capacitatea militară a Rusiei, afirmând că trupele rusești sunt furnizorul de arme al Ucrainei, deoarece multe dintre armele lor au fost capturate sau abandonate. Ca și până acum, inamicul este confuz. Nu se așteptau la o asemenea rezistență. Soldații lor știu asta. Ofițerii lor sunt conștienți de asta. Fug de pe câmpul de luptă. Renunță la echipamente, a spus Zelenski despre trupele ruse într-un mesaj video, marți. Luăm trofele și le folosim pentru a proteja Ucraina, a adăugat el, folosind un termen pe care oficialii ucraineni l-au utilizat recent pentru a descrie echipamentul militar rus. Astăzi, trupele ruse sunt, de fapt, unul dintre furnizorii de echipamente pentru armata noastră nu s-au gândit la așa ceva nici măcar în coșmarurile lor, a spus Zelensky. De la începutul invadării Ucrainei de către Rusia, pe 24 februarie, imagini și videoclipuri cu vehicule militare rusești aparent abandonate sau capturate au apărut pe internet. Forțele armate ale Ucrainei au declarat marți că forțele ruse au pierdut 404 tankuri și 1279 de vehicule blindate de transport de trupe de la începutul conflictului, nici Rusia, nici alte țări nu au confirmat aceste cifre. Ministrul ucrainean al Apărării, Olexi Reznikov, a spus într-o declarație, săptămâna trecută, că fabricile ucrainene s-au concentrat pe repararea echipamentelor rusești avariate, capturate în lupte. Producătorii și fabricile continuă să lucreze, îndeplinind ordinele militare, reparând echipamente și transformând trofele de război în arme pentru a lupta, țara trebuie să muncească, fiecare în locul lor, a spus Reznikov în declarație. În cele din urmă, inamicul va fi ucis de armele lor, a mai spus el.